Salutare, dragule! Cu ce te putem ajuta azi de ziua bărbatului? Că ziua femeii a trecut deja. Salutare, în primul Poate. rând, și vă mulțumesc pentru invitație. Sper să ca această discuție să. Practic, am gândit această discuție să nu fie specifică doar pentru mine și, prin această discuție, să rezolvăm și problemele altor antreprenori. Pe care, uh, care cred eu că au nevoie de ajutor, cel puțin în perioada asta și nu numai. Uh, prima întrebare pe de care o să o pun, pentru că în România, cel puțin eu consider că nu suntem suficienți de pregătiți pentru a face business. Uh, asta e părerea mea. Acum. Uh, ok, hai să vedem întrebările și revenim spre sfârșit. Bun. Care sunt cele trei obiceiuri zilnice pe care trebuie să le aibă un antreprenor? Zilnice? Da. Zilnice nu știu. Știu săptămânal, dar zilnic nu știu. Uh, săptămânal um, ar trebui să ai un Să uh, sau nici măcar săptămânal <laughs> sunt, sunt trei obiceiuri fundamentale din perspectiva mea pentru uh, antreprenori Patru uh, Toate surprinse în sistemul de management Unul este stabilirea de obiective Dar asta se întâmplă trimestrial Al doilea este evaluarea de progres Unde la fiecare două săptămâni să evaluez progresul pe care îl fac Oamenii care sunt responsabili de obiectivele din companie. Al treilea este evaluarea de performanță, unde se evaluează îndeplinirea responsabilităților oamenilor pe care tu îi conduci direct. Al patrulea obicei este recrutarea, care ăsta ar putea să fie un obicei zilnic. Depinde cum îți împarți timpul. La mine nu este zilnic, de exemplu, pur și simplu pentru că mi îmi place să lucrez pe zile tematice. Adică, într-o zi, fac. Același lucru, lunea fac management, marți, miercuri pot să am doar zile de recrutare, joi pot să am zi de gândit și așa mai departe. Și ultima, ajungem la ziua de gândit. Un obicei în care pur și simplu să poți să stai tu cu tine, cu o foaie în față, cu o tabletă în față, cu ce vrei tu și pur și simplu să gândești. Uh, e, sună ciudat că de multe ori asociem gânditul cu statul și nefăcutul nimic, și atunci uh, avem de multe ori impresia că pierdem timpul dacă stăm să gândim. Însă, ce înseamnă pentru mine ziua de gândit, înseamnă să rulez scenarii. Ce s-ar întâmpla dacă? Mm -hmm. Ce s-ar întâmpla dacă? Uh, aș face lucrul ăsta în business, ce s-ar întâmpla dacă aș recruta un lider acolo, ce s-ar întâmpla dacă aș da liderul la afară, aș aduce un lider dintr-o altă parte, aș crea o altfel de organizație. Ce s-ar întâmpla dacă din păcate, mult prea puțini antreprenori își iau timp pentru gândit și asta se vede în strategia lor, pentru că sunt mereu pe fugă, sunt mereu uh, uh, nu știu cum să zic. Nu au o strategie. Și nu au claritate. Și îi văd pe ei că se plâng constant că nu pot să transmită cum facem să transmitem claritate oamenilor noștri, cum facem să transmitem claritate angajaților. Iar răspunsul este că primul pas este să fii tu clar. Și să fii tu clar înseamnă să lucrezi la asta. Iar mulți au impresia că, de exemplu, întâlnirea trimestrială este singurul duș necesar de claritate de care ai nevoie într-un trimestru și este un bullshit. Este dușul mare, este cel care ne setează direcția, dar pe parcurs mijloacele pe care noi le-am gândit pentru obiectivele pe care le-am stabilit încep să se schimbe. Pentru că se schimbă lumea în care trăim, se termină o pandemie, începe un război, se schimbă mijloacele. Și atunci, tu ai nevoie constant de timp petrecut, pur și simplu pentru a avea claritate, astfel încât să poți să transmiți claritatea aia mai departe. Și oamenii, în momentul în care tu reușești să le transmiți claritate, cantitatea lor de stres scade, iar cea de încredere crește. Numai că ai nevoie să lucrezi la asta și trebuie să lucrezi constant. Așa că din perspectiva mea astea sunt obiceiurile mari. Apoi chestii mici de genul să faci ceva sport te-ar ajuta pur și simplu ca uh, energie, uh, să citești, dar ăstea uh, mi se par atât de, cum să zic, uh, nu cred că trebuie să spunem oamenilor că ar trebui să se trezească, să facă duș, să se spele, să citească și să. E, e. Sunt <laughs> <laughs> surprised. Bun. Că e... Foarte clar a fost ceea ce ai spus. Practic, eu la ultimele trei obiceiuri am vrut să ajung. Este important ca aceste trei obiceiuri pe care tu le consideri mandatorii să-ți le păstrezi și în zilele de odihnă sau în concediu? Nu, no, niciodată. Concediu e concediu. Și ar trebui să fie concediu. Pentru mine, scopul principal al concediului nu este neapărat odihna. Pentru că nu prea suntem obosiți fizic, noi, ca antreprenori. Nu prea suntem destul de odihniți fizic, psihic e problema. Acolo obosim cel mai tare și um, relaxarea psihică sau concediu psihic este mult, mai, este mult mai diferit și mai cumva necesită mai multă disciplină de realizat decât um, odihna fizică. Odihna fizică, dormi, stai, te uiți la un serial. Dar aia nu ți-aduce odihnă psihică, pentru că odihna psihică, scopul ei, cum să spun, o, o modalitate de odihnă psihică zilnică este meditația. Un lucru care ajută enorm de mult. Însă, pentru mine cea mai importantă odihnă psihică este să pot să îmi eliberez creierul de ceea ce face zilnic atunci când mă întorc să mă întorc cu pasiune, cu să-mi fie dor de ceea ce fac și doi, să mă întorc cu altă perspectivă, să mă uit dintr-o altă perspectivă la lucrurile mele. Ca asta să se întâmple, am nevoie să pot să mă detașez cumva mental de lucrurile zilnice, de ce mă consum, consumă psihic zilnic. Ca să pot să fac asta, am nevoie să fac lucruri care să-mi Um, ocupe întreaga mea atenție ca mintea mea să nu poată să se întoarcă la muncă pentru că atunci când stau și mă uit la un serial, mintea mea se întoarce la muncă, jumătate din mintea mea se gândește la problemele de business, la nu știu ce om, la nu știu ce recrutări, la nu știu ce proiect, la nu, știu ce... nu se oprește de asta, meditația este. Scopul meditației este să nu mai las mintea să wander around. Ăsta e marele. Uh, cum de îi cu zicem, la. Asta. Da. Să. În fine. Avem, avem două tipuri de chestii în capul nostru, este partea de monkey mind care zburdă și acolo stăm majoritatea timpului și avem partea cealaltă de flow cum a fost definită și în cartea aia remarcabilă despre starea de flow uh, ideea este că toți am experimentat starea de flow la un moment dat, am intrat într-un proiect atât de puternic sau într-un task sau în ceva încât nimic altceva din lume nu mai există în momentul respectiv. Există doar aia. Dacă atunci... nu mă înșel, îmi cer scuze, se numea principiul ăsta să ai mintea ca apa, adică starea de flow. Cel puțin așa mi-aduc eu aminte. -am să -am să am lucrezi astfel încât să procesul respectiv să fie asociat cu. Uh, cursul unei ape și nimic din jurul tău să nu te afecteze, adică să nu... E o metaforă, e o modalitate de da. a vedea. Ideea este că știi că ești în flow când nu poți să mai vezi nimic altceva decât lucrul pe care îl faci în momentul respectiv. Unii intră în flow când desenează, alții intră în flow atunci când fac un puzzle, alții intră în flow când se joacă pe calculator. Toți avem locuri în care intrăm în flow, problema este că destul de puțin timp Ajungem să fim în flow în munca noastră zilnică, și nu reușim să stăm în flow uh, uh, atunci când nu avem o muncă neapărat, nu avem un scop foarte clar. Pentru că să intri în flow, avem nevoie de un scop foarte clar, de un termen destul de strâns, astfel încât mintea să nu poată să mai zbur despre alte lucruri. Oamenii în război, de exemplu, intră în flow. Intră în flow pur și simplu pentru că nu ai altă șansă. Mintea nu se mai poate gândi dacă mi-am cumpărat lapte acasă când vine tancul din față. Nu, ești acolo 100%. Și aia este performanța maximă pe care poți să o dai. Iar meditația este un exercițiu al minții noastre de a sta în flow. Pentru că ceea ce faci în meditație, este să te focalizezi pe un singur lucru. Sunt meditații unde te focalizezi pe o mantră și o tot repeți. Sunt meditații cu care majoritatea oamenilor sunt obișnuiți și anume să se focalizeze pe respirație. Aia e toată schema. Să te focalizezi pe respirație. Însă, cum funcționează mintea noastră? Păi ne focalizăm 2-3 secunde pe respirație, iar apoi ta, 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 începe și se gândește la nu știu ce problemă și din problema aia zburdă în altceva așa mai departe. Și oamenii cred că atunci greșesc și de-aia se și opresc din meditație. Pentru că cred că atunci când se întâmplă asta, ei, nu pot să facă meditație. Când de fapt exact aia este meditația. Stai puțin, poți să stai conectat cu respirația ta, o urmărești non-judgmental, fără să judeci. Nu judeci, uite cum, cum o simt, uite cum trag aer, uite, nu, te focusezi pur și simplu pe uh, respirația în sine, pe senzația fizică, fără a judeca dacă e bine sau rău. După ce faci lucrul ăsta și mintea începe să zburde, în momentul în care devii conștient că a zburdat, scopul tău este să o readuci înapoi, să readuci atenția pe respirație. Și, de fapt, ăsta e exercițiu. Dacă este, este uiți la meditație ca la uh, repetările pe care le faci în sala de forță, este exact același lucru. Asta e repetiția. Asta e de fapt ceea ce înseamnă meditație. Să stau acolo, mintea va zburda, eu să o aduc înapoi fără judecată. Din nou va zburda, din nou o aduc înapoi. Iar cu cât devii mai bun în asta, ceea ce se întâmplă este că devii mai repede conștient în momentul în care mintea zburdă și reușești să o aduci mult mai ușor înapoi focalizată pe un lucru. Și asta ar trebui să fie, asta e meditația și asta e dovedit științific cât de mult ajută în enorm de multe lucruri, inclusiv în creșterea imunității și așa mai departe, dar mai ales în uh, cât de clar și cât de bine poți să gândești. Dar ăsta ar trebui să fie scopul unui concediu, să mă scoată, să nu mai lase monkey mind-ul să se ducă la muncă. Și asta înseamnă că în concediu ăla trebuie să fac lucruri care să nu-mi permită, monkey mind meu să se ducă la lucru. Ce înseamnă asta? Păi să fac niște sporturi, să mă duc să învăț ceva nou acolo, să, ok, mă duc să vizitez, dar să fie ceva care să -mi, atât de interesant pentru mine să-l vizitez încât mintea mea să fie 100% acolo. Și abia atunci voi extrage maximum din, dintr-un concediu. Până atunci e doar o dihnă fizică și sincer pentru noi e cam unul din ultimele lucruri de care noi avem nevoie, o digno fizică. Ok. O paranteză la ceea ce ai spus tu. Din punctul meu de vedere, pentru mine, cea mai plăcută stare de flow o am când, când urc pe munte, pentru că pe lângă respirație trebuie să menții atenția și la ritm. Dacă mergi prea tare, obosești. Dacă mergi prea încetul, nu ajungi să ai posibilitatea să cobori și e o senzație care îmi place foarte mult. Referitor, vreau Adrian să revin poate pur. să spună că uh, iar, uh, fiind uh, pentru că a fost în armată uh, militarii au o modalitate foarte interesantă de a induce starea de de flow și ăla este marșul și da, dar nu ți recomand <laughs> <laughs> dar marșul prin a menține exact același ritm prin a uh, auzi Caden. acele, acele, acea cadență și acele tropote drum, 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 drum și mai ales când se începe să și cânte exact pe ritmul pe care mergi a este stare de flow corect pune un om în alt fel să meargă cu rahatul ăla de ghiozdan în spate de 30 de kg uh, și să meargă cum merge pe stradă și o să leșine după un kilometru. Dar datorită cadenței, datorită flow-ului respectiv, pot să meargă mult mai departe. Da, eu sunt de acord cu, cu meditația. Nu doar că sunt de acord, o recomand și uh, beneficiile sunt uh... Sunt absolut spectaculoase dacă reușesc să-ți aduci obiceiul ăsta în viața de zi cu zi. Urăsc concediile din tot sufletul meu. Le... Ultima dată când am fost în concediu mi s-a făcut rău. Am, am avut dureri de în continuu din 3-4 zile. Mi-am revenit abia după ce m-am întors. Uh, nu mi-au plăcut niciodată, nici nu o să-mi placă vreodată. Am început să iau concedii în ultimii ani pentru că na, familie, copii din alte, au venit alte responsabilități, dar nu cresc în nicio formă în concedii când ești în fața de început a unui business. Și cred că ține mult de obosarea psihică de care vorbește Răzvan și cea fizică, ține mult și de motivația ta și de viziunea businessului pe care îl creezi. Eu n-am putut și nu mă văd în momentul în care încep un proiect să mai am timp să plec în concediu până când nu Hmm. asta e energia de la tine, răzvane. S-a <laughs> simțit așa <laughs> subconștient. Deci nu văd în etapa de început a unui business să ai mentalitatea de 9 până la 5, de weekend -uri. de 9. Pentru mine nu funcționează lucrurile așa, știu că Răzvan le vede un pic altfel. Cred că la început, dacă motivația acolo, energia acolo, pasiunea acolo, tu trebuie să muți munții din loc și nu o să faci chestia asta de pe plajă din Ibița. Acum, întorcându-mă la obiceiuri, de departe, obiceiul cel mai important pe care îl recomand este somnul. Adică somnul sănătos, somnul natural, noaptea, trezitul cât mai devreme dimineața pe cât se poate, sunt lucrurile pe care, e lucrul pe care eu îl consider cel mai important din obicei. Aici aș vrea să, să stil de viață. puțin. Eu am avut -a foarte mult probleme cu somnul, până când mi-am dat seama, nu știu, mi-am dat seama că este foarte important modul în care îți petreci ziua pentru a avea un somn ok noaptea. Și, totodată, este foarte important modul în care îți petreci noaptea, somnul pe care îl ai noaptea, astfel încât să poți să dai un randament bun ziua. Somnul, atâta, atâta timp cât nu este în echilibru cu activitatea pe care o ai zi de zi, poate să nu-ți să nu aducă beneficii. N-aș spune neapărat părerea mea, că somnul este important, a spune că echilibru dintre ceea ce faci ziua și ceea ce faci noaptea trebuie să fie unul care să-ți ofere o performanță. No, nu, nu înțeleg echilibrul ăsta, dar uite, pe subiectul ăsta, eu îl recomand pe Andrew Huberman. Este profesorul de neuroștiințe de la Stanford, are un are mai multe podcasturi și a început seria de podcasturi anul trecut, exact cu subiectul somnului și cât este de important și la ce trebuie să fii atent cu lumina albastră, lumina roșie de care ai nevoie seara și trebuie să te perești de lumina albastră. Sunt o serie întreagă de tehnici, tactici, astfel încât să ai un soft mai, mai adihnitor. inclusiv greutatea pilotei pe care o ai pe tine are un impact foarte sec asupra somnului. Da, uh, sunt de acord cu Adrian, nu știu de ce zice că nu crede că nu sunt de acord, sunt de acord că n-ai timp eu n-am avut concediu 8 ani de zile Adică 9, 10 da, Mă pun. Nu, Sincer n-am avut concediu de la 18 ani no, 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 no. Până pe la 30 și ceva Și acum am 34 cred 5 mai, 6 Am 36 de ani N-am 36 de ani mă. Nu știu sunt oricum în 80... e ok născut în 87 <laughs> da? deci uh... ideea uh. e eu n-am avut concediu și nu recomand concediu când ești tânăr și corpul te duce și mintea te duce și uh -huh. uh, încep ceva nou C -c -când, e ce -c -e... când încep ceva nou este ca și cum îți iei o casă nouă, goală și încep și adun mobilă. Păi n-ai nevoie de concediu când tu ai abia două canapele și un pat în casă ca să te liniștească. Ce, să te liniștești de ce? Ai câteva lucruri în casă. Însă, cu cât trece timpul, cu cât aduni mai mult, nevoia de a-ți le rearanja la tine în cap crește. Și atunci unii pot să o facă pur și simplu prin somn. Dar ce văd este cu cât mergi mai mult în față, cu cât înveți mai mult, cu cât ai mai multe experiențe, cu atât îți ia mai mult să rearanjezi mobila. Și, uh, și ai nevoie să-i dedici mai mult timp și de asta recomand concediile care să te scoată din partea aia. dar în niciun caz la început. La început n-ai nevoie de concediu, ai nevoie să pui treacă mâna pe muncă. Aș vrea să fiu un pic mai specific. Discuția s-a dus într-o zonă, bineînțeles, benefică, dar eu făceam referire la următoarea speță. E ok să te trezești în weekend la ora 5 și să începi cu rutina asta zilnic de sport citit și după care să faci lucrurile pe care ți le-ai propus pentru ziua respectivă sau las weekendul fără aceste, nu mai, pun, nu mai pun în weekend astfel de activități pentru a uh, mă deconecta de la ceea ce fac zi de zi. Pentru că uh, știu că tu ai recomandat în trecut uh, să testăm programul de patru zile de muncă pe săptămână, l-am testat și în momentul în care miercurea sau joia, când îmi alegeam ziua respectivă, vinerea, să nu lucrez, nu, mai, nu mă mai trezeam la ora 5. Nu, mă mai, nu mai citeam, nu mai făceam sport, nu alegeam activități care să mă deconecteze. Și chestia asta, ușor, ușor, dacă la început, când am, când am dat startul programului cu trezitul la ora 5, mm. lucrurile mergeau, Nu plăcea să fac chestia asta, mm. pe măsură ce întrerupeam programul, vedeam că mi din cinci mai greu să o fac. Uh. Adrian, ce dracu. Ține foarte mult de, de, capacitatea ta de, de autodisciplina. Corect. Eu înțeleg perfect ce spui, pentru că am trecut pe acolo. Am trecut și cu trezitul de dimineață, am trecut și cu slăbitul, da? Toate excepțiile pe care eu, ca om, ca structură, ca profil psihologic, în momentul în care încep și aduc excepții, lucrurile se duc cu foarte repede. Și am ajuns în Situația în care fac aceleași lucruri, nu mai contează că e sâmbătă, că e duminică, nu mai au nicio relevanță pentru mine. să dau un exemplu. În ultimii 8 ani, 7 ani, pe data de 1 ianuarie la ora 7, eu intram în birou și mă bucam de treabă. Deci în ultimii 8 ani, 7 ani, am făcut acest lucru. Anul ăsta a fost primul an în care nu am intrat la ora 7 în birou pentru că m-a convins soția să plecăm foarte aproape, nu departe, nu că gândiți că pe 2 ianuarie am fost înapoi și mi-am dat drumul la la rutină. Deci eu așa funcționez, dar depinde foarte mult de capacitatea ta de autodisciplinare. Adică știi cum e? Trebuie să te gândești că ești pe autostradă, ai un obiectiv către care te îndrepți și câteodată o mai ieși pe un drum național, o mai ieși pe alături. E ok, atâta timp cât reușești să te întorci pe... Pe... pe, drumul principal, pe autostradă. Eu, la mine nu funcționează. Ori de câte ori adaug excepții, se duce drag cu tot. Pe mine mă enervează generalizările astea. Că există o modalitate în care toți uh, performăm. De-aia nici nu spun, spun da, testează. Nu testează 2, 1, 2, 2 ca și program de lucru. Testează să vezi ce funcționează pentru tine. Și asta am spus-o, că, că e din perspectiva mea cel mai important lucru pe care să-l să înveți, este să testezi până când găsești ceea ce funcționează pentru tine. Dacă ești mai aproape de Adrian, atunci probabil să oprești anumite obiceiuri într-o uh, zi pe săptămână sau două zile pe săptămână, probabil îți va face zilele celelalte mult mai grele. Dar în același timp eu nu am nicio problemă să oprez lucrurile astea. La mine contextele sunt foarte cu ziduri. În psihologie există două tipuri de contexte. Oameni care au contexte cu ziduri, oameni care au contexte cu perdele. De deci, cel mai multe ori, cu cât ai mai multă feminitate, cu atât ai mai multe contexte cu perdele. Cu cât ai mai multă masculinitate, cu atât ai mai multe contexte cu ziduri. Adică, odată ce intri într-o anumită discuție, nu. Uh, pot să separi foarte clar lucrurile. Contextele cu perdele, uh, dacă te uiți, de ce este mai mult în partea feminină, este dacă te uiți la două doamne când încep și povestesc despre nimic, sar de la una la alta și lasă bucle deschise de eu înnebunesc. Deci o ascult câteodată pe nevastă mea, vorbește cu o prietenă și mă stresez pentru că nu a, au terminat subiectele pe care le-au început și în capul meu trebuie să termine subiectele respective și tâmpesc, da? Dar sunt oameni care performează din focalizat ex... de la subiect, au deviat. Exact, dar sunt oameni care performează extrem de bine uh, în contexte cu perdele, pot să se ducă acolo, să se întoarcă, să plece, să și nu nu uh, nu neapărat au uh, o o cădere în productivitate. Nu cred că eu am răspuns, nu cred că uh, Adriana are răspunsul la asta Cred că ai nevoie să testezi și dacă pentru tine de exemplu, trezitul la ora 5 este un lucru important pentru productivitate. Pentru mine nu este. Pentru mine este important ca primele două sau trei ore după ce m-am trezit să poată să fie ale mele. Este irrelevant la ce oră mă trezesc. Dacă primele două, trei ore pot să fie strict ale mele, e totul bine. De ce a devenit o modă trezitul la ora 5? Pentru că oamenii. Majoritatea oamenilor pot să fie în control 100% doar de la 5 la 7-8. Și atunci s-a transformat din partea fundamentală și anume ai nevoie să poți să fii în controlul primelor ore din viața ta pentru că sunt cele mai importante, primele ore din ziua ta, s-a transformat în să te trezești la ora 5 e o, e o oră magică. Nu este nimic magic în ea. Absolut nimic. Știu oameni care au început să trezească la ora 5 și să sune prietenii și să facă exact același lucru care le făceau la 9. Nu are absolut niciun sens. Da? Și atunci okay. testează și uh, ascultă-te pe tine, ascultă-ți pur și simplu, evaluează-ți performanța într-un mod obiectiv. Și vezi, bă, da, asta mi-e mai greu. Asta e, de exemplu, la mine cu dietele. Deci, exact ce zice Adrian. Deci dacă fac excepții, că, de exemplu, este e, e foarte dusă, a devenit foarte populară partea aia cu cheat day sau cit meal o dată pe săptămână. Băi, pentru mulți funcționează la extrem de bine. Mănâncă șase zile pe săptămână, perfect, nu știu ce, o zi pe săptămână mănâncă ce vor ei. Eu când fac chestia aia, am mâncat șase zile de dietă, perfect, totul bine, frumos, am ajuns la cheat day, am mâncat ce am vrut, o, oh, doamne, păi după aia cheat day ăla se face cheat week. Pentru păi că nu pot să mă mai opresc. Și atunci, acolo, exact cum zice Adrian, în partea cealaltă, n-am nicio problemă. De exemplu, eu am, când am ziua de gândit, nu mă trezesc la nicio oră la care Mă trezesc când îmi vine mie să mă trezesc. Iar apoi îmi fac programul cum am eu chef. Dar îmi urmăresc scopul. Scopul este să trec prin scenarii. Și asta că o voi face în parc, că o voi face în camera de hotel, că o voi face în nu știu unde, o fac unde îmi vine. Cred că putem defini asta ca fiind un fundament. Excepțiile sunt toxice. În orice domeniu. Depinde. Unde nu ar putea fi toxice? Excepțiile nu sunt toxice. De exemplu, excepțiile de la responsabilități sunt toxice. Da? Okay. Pentru că responsabilitățile te țin safe, te țin acolo unde ești, fără să cazi. Pe când excepțiile, de exemplu, de la obiective, nu sunt toxice. Pentru că de foarte multe ori tu poți să pleci, te, ai un obiectiv de creștere, pleci spre el și peste două săptămâni îți dai seama că obiectivul ăla este irrelevant. Sau că există o modalitate mult mai bună să realizezi ceea ce vrei să realizezi. De asta, la obiective facem evaluări de progres, și la, pentru responsabilități facem evaluări de performanță. Și apropo de asta, că am mai vorbit într-un într podcast, mă, nu există vreun lucru bun sau rău. În, uh, a, bun sau rău absolut. Nu există. Fiecare lucru din viața noastră, fie ele obiceiuri, fie ea disciplină, fie ele recrutări și așa mai departe, orice lucru din viața noastră, are o parte albă și o parte neagră. Nu există. Căsătoria are o parte albă și o parte neagră. Dieta are o parte albă și are o parte neagră. Mașinile, lucru, faptul că am inventat motorul și mașina a fost unul din lucrurile care a dus, a avansat civilizația la un nivel nemai văzut, pentru că Acum eu pot să mă duc să fac un business nu știu unde pentru că pot să mă duc cu mașina acolo și nu mai mi-a trei luni să ajung în locul ăla cu calul și căruța. Dar am distrus mediu. În fiecare Acum... an, în fiecare an, 1,3 milioane de persoane mor în accidente de circulație. Exact. Adică nu există lucru bun sau rău. Există lucru bun și rău. Și la fiecare lucru care noi zicem că este nemaipomenit de bun, are o parte neagră într-un anumit context. Are. Dar de asta recomand foarte mult. Oamenii, eu nu cred că au nevoie să li se spună asta e cea mai bună cale. Pentru că știi ce înseamnă asta? Asta înseamnă să nu ne asumăm responsabilitatea vieții noastre. Oamenii ce au nevoie să li se spună, uite, asta este o metodă. Testează-o. Dar testează-o corect, așa cum a fost gândită metoda aia. Și după ce ai devenit bun în acea metodă, apoi ai posibilitatea să spui vreau să o modific, vreau să o schimb, vreau să-i fac nu știu ce, vreau să renunț la ea. Dar oamenii testează mult prea puțin. Oamenii nu testează nici măcar orașul în care ar, ar fi cei le-ar plăcea cel mai mult să locuiască. Nu testează nici măcar casa. Înainte sunt enorm de mulți oameni care și-au construit ei casă sau și-au cumpărat casă și au stat în maximum una sau două case înainte să își, își ia casa lor. Păi unde e logica în chestia asta? unde e unde sensul? Nu ar trebui măcar să te fi dus și tu să stai în 30, 40, 50 de case înainte și să vezi, băi, mie îmi place cu baie cu, uh, fără ușă la toaletă, cum am întâlnit 11.000 de case, de -a o luam razna. Sau mie îmi place cu fără nimic la duș să se vadă totul în cameră sau mie îmi place cu bucătărie deschisă sau îmi place cu bucătărie închisă nu, se iau după trenduri cum au făcut și părinții mei și au construit ei casă cu bucătărie deschisă și de 15 ani în jură bucătăria aia deschisă păi nu e de mirare că ajunge acolo, testul e după mine este critic pentru business dar inclusiv pentru lifestyle pentru stilul tău de viață. Și n ar trebui să te simți vreodată uh, că nu faci lucrurile corect dacă la tine funcționează. Ok. Uh, mulțumesc pentru răspunsuri. Uh, în continuare, aș vrea să vorbesc din postura de antreprenor. Uh, de 5 ani de zile sunt împreună cu un partener, administratorul unei școli de șoferi. De anul trecut am început, am început să implementăm sistemul TBF, uh -huh. doar că, datorită faptului că cele trei persoane responsabile de creștere au responsabilități, roluri, roluri, roluri pardon, și în operațional, ne-a fost foarte greu să facem problematica pentru noi întâlnire zilnică. De când am pus întrebarea asta pe foaie, până acum, gândindu-mă la ce vei de răspunde tu, mi-am dat singur multe răspunsuri. Doar că am spus să ți-o pun, să ți opun și să consider că răspunsurile care mi le-am dat până acum nu sunt suficiente. Dar ce am făcut? Pentru că întotdeauna, practic, găsești o soluție ca să, practic, să-ți faci munca mai ușoară chiar dacă nu este foarte corect. Am făcut un sistem în care, la începutul săptămânii, persoanele responsabile de creștere, mai exact luni până în ora 11, introduc obiectivele de creștere pentru fiecare zi. Nu este obligatoriu să îți introduci în fiecare zi. Da? Să ți introduci pe săptămâna viitoare, în ce perioadă de timp și la ce obiective de creștere vei lucra, iar la sfârșitul săptămânii evaluăm progresul obiectivului și, bineînțeles, a rezultatelor cheie pe care s-a lucrat. Care întrebare? Cât de neperformant este sistemul ăsta? Păi tu să ne spui. Ce mi-am dat tu eu seama nează? este că nu prea, nu la capacitate maxim Pentru că am făcut o greșeală și anume i-am lăsat pe oameni să-și stabilească obiectivele pentru că mie mi-e mai ușor să, ca ei să-și stabilească singuri, singuri obiectivele. Și mi-am dat seama că nu merg într-o direcție întotdeauna în cea mai bună direcție. Cu toate că foarte multe lucruri bune în compania noastră s-au uh, întâmplat datorită uh, Aportului personal, adică a oamenilor, fără să fie împinși de la spate. Și poate chestia asta mi-a dat, m-a făcut să formez sistemul ăsta. Pentru că, în alt context, am, am discutat și ați discutat și voi de mai multe ori că nu e foarte bine să dădăcești și să stai tot timpul în spatele omului, să-i explici, asta este calea, pe asta trebuie să o urmezi. Trebuie să lași să mai și greșească, pentru că altfel n-ai. Cum și unde în să... sistemul de management TBF zice să stai în spatele omului sau să de cești? Uh, nu spune în sistemul de management. Nu am spus asta. Am spus că, spre exemplu, eu am o, o părere despre modul în care ar trebui format un, făcut un proces de vânzare. Da? În cazul în care uh, stabilesc o ședință și explic care este părerea mea, din start... Le-am tăiat, le tăiat conexiunea la creativitate celorlalți colegi care sunt implicați în procesul Înseamnă de Înseamnă că ai niște colegi de seamă. Mulțumesc. Eu nu pot să tai eu, dacă mă întâlnesc cu liderii mei și eu îmi spun părerea. Eu nu pot să le tai lor. Dacă ei nu sunt de, de, de aceeași părere cu mine sau cred că au o soluție mai bună, păi se ceartă cu mine până le sărca capacele. Și de am asta i-am și ales. Exact. Eu nu vreau. Am avut, o, am avut o discuție de genul ăsta cu Gina săptămâna trecută și m-a luat, luat, așa de pe M-a lăsat și face la un moment dat, suflete. <laughs> exact așa. Mai suflete. <laughs> și a început cu abordarea ei. Uh, dragule, uh, ce să zic? Unu, cred că ești baia sa, părerea mea. Mi poți bias, să repeți, n-am înțeles. Crezi că, că uh, sunt? Biasat. Biasat, adică pare bias. că te uiți doar la bias. lucrurile biased. Da, ești biased. Ok. Nu mi-e clar dacă, adică vezi lucrurile bune pe care proactivitatea asta oamenilor de lângă tine, așa random sau cu obiectivele astea pe care și le-au stabilit ei, nu mi-e clar dacă vezi și lucrurile mai puțin bune care s-au întâmplat din cauza asta. Eu nu rezonez deloc cu ce mi-ai povestit acum, cu sistemul, cu o zi pe săptămână, cu lunea. Cu... Și spun și de ce nu rezonez, pentru că, din practică, uh, lipsa întâlnirii zilnice subminează, sabotează dramatic orice efort pe creștere. De ce? Pentru că oamenii au nevoie de disciplină și de cadență, și mintea are nevoie să, ai, să știe că în fiecare zi trebuie să se gândească și la acest lucru. În momentul în care ai scos chestia asta de aici și a ai lăsat-o pe o săptămână, o săptămână este un interval de timp mult prea lung, o să-ți vină multe excepții. Poate la început o să vezi niște mișcări, dar dacă vrei să faci chestia asta ani de zile, nu vei putea. Este prea mult timp de defocalizare de la obiective de creștere și o să vă mănânci operaționalul cu ful cu tot. Poate acum nu sunteți atât de mulți oameni, dar când o să ajungi la 10, 15, 20, 30, 50, 100 de oameni, operaționalul nu o să-ți mai permită sub nicio formă să mai ai tu timp o săptămână să te gândești. Singura modalitate care aduce și rezultate pe care am văzut-o eu este zilnic. Zi de zi, întâlnire zilnică cu promisiunea, cu prioritatea pe obiectivele stabilite unde la ședința trimestrială, nu luni pentru următoarea săptămână, pentru că din nou ai o mare problemă aici. Nu poți să pui obiective de creștere pe o săptămână. Este practic imposibil, din punctul meu de vedere. Uh. Ți-aș recomanda înainte să modifici, dacă îți place sistemul de și dacă vă place sistemul de faceți ce spun și grupelor de implementare și tuturor antreprenorilor de ani de zile. Guys, haide întâi să facem, să implementăm, să trecem de zona Mama, am înțeles, e frumos, e drăguț Hai să trecem de zona aia Și să luăm lucrurile, să le facem noi cu mânuța noastră Și după ce le-am implementat un an de zile da, Vedem ce putem să îmbunătățim dacă este cazul de îmbunătățire Și da, sunt multe lucruri care s-au îmbunătățit la sistemul ăsta Față de cum îl știam eu acum 3-4 ani de zile când era foarte chiu este o chestiune la care se tot adaugă know-how Dar schimbarea e prea dramatică din punctul meu de vedere Și ne nejustificată Ok, dar dacă să spunem că obiectivele sunt foarte clare, la fel și rezultatele cheie. Am ales da. uh, ipotetic cele mai bune obiective și cele mai bune rezultate cheie pentru obiectivele alese. Uh -huh. Și săptămânal, cei care sunt responsabili uh, de progresul rezultatelor cheie își aleg acțiuni în funcție de necesitate din rezultatele cheie stabilite pentru obiectivele, bineînțeles, din trimestrul respectiv? Cum vedeți această... dragule, hai să facem un lucru clar. Am creat sistemul ăsta de management fiind implicat în peste 300 de companii din 20 mamelor de industrie. Toate lucrurile pe care îmi vin mie antreprenorii uh, acum și îmi spun, știu, eu m-am gândit că dacă aș face așa, ar putea fi mai, mai bune. Credem că 99% dintre ele le-am testat în 16 ani. Pentru că ăsta mi-e stilul. Prin ceea ce tu spui aici, eu am trecut. Am făcut-o. Și am încercat-o. În toate felurile posibile. Nu doar că nu dă aceleași rezultate. Nu dă aceleași rezultate pentru mine. Să nu mai vorbim de liderii mei și de managerii mei și așa mai departe. Eu nu rămân, nu am aceeași performanță pe obiectivele de creștere în momentul în care, întâlnirea, în întâlnirea zilei, că eu nu mai stabilesc o promisiune. Un lucru, cel mai important lucru pe care îl voi face în ziua respectivă pentru, uh, uh, pentru obiective, mai mult decât atât, chiar dacă mi-o stabilesc de unul singur, și nu, să zicem că nu o fac în întâlnirea zilnică. Șansa mea să amână acel lucru și să nu-l fac în ziua aia devine mult mai mare decât dacă ar fi, dacă știu că mâine am din nou întâlnire zilnică și trebuie să raportez în fața oamenilor mei dacă am făcut ce am promis ieri. Pentru mine ăla nu este un, o modalitate de verificare, este un context uh, foarte este un context de inevitabilitate a performanței. Punct. De asta este așa. Iar partea de să stabilez doar săptămâna am făcut-o și eu. Nu funcționează la fel de bine. Da, funcționează mai bine decât să nu ai nimic. Corect. La dracu. Cum să nu funcționeze mai bine decât să nu ai obiective și să nu se stabilească nimic săptămânal? Da, va funcționa mai bine. Dar nu va funcționa mai bine Decât întâlnirea zilnică, 10 minute, fiecare spune, uite, ieri eu am promis să fac edurile urile pentru nou nostru proiect, nu știu ce, azi vreau să contactez 10 companii de media să, văd, să, să primesc oferte pentru promovare. Atât. Nu înțeleg de unde vine durerea asta. Atât de mare de a face întâlnirea asta, chiar dacă ți urăști colegii, e un. un nu, semn, asta e niciun caz. E nu. un semn bun să nu ai întâlnirea. Dar dacă ți iubești colegii, îți iubești obiectivele, sunt aliniate cu viziunea, unde este problema să ne auzim 10 minute și să spunem care e cel mai important lucru pe care vreau să-l fac azi, când știm că pe toți ne va împinge să performăm mai bine. Iar dacă oamenii tăi, sau tu aveți nevoia de uh, a vă planifica la începutul săptămânii promisiunile pe, uh, pe săptămâna respectivă, foarte bine faceți, o faceți pentru voi. Dar tot ne întâlnim zilnic și spunem, ok, eu pentru a, ieri am avut promisiunea asta, am îndeplinit-o, azi am promisiunea asta și vreau să o îndeplinesc. Promisiunea sau prioritate Aici e bătaia între mine și Adrian. Eu zic promisiunea că Așa mi-a plăcut mie cum sună când a zis -o cineva. Adrian îi zice prioritatea zilei pur și simplu pentru că este mult mai clară ca și semnificație și are dreptate. Dar mie îmi place mai mult promisiunea. Așa că, poate, în următorii 10 ani să ajungem și noi la un consens. Însă, fundamental. O, o să ajungem să-i spunem și pedapsa zilnică, nu contează. <laughs> Însă, fundam... este să o facem. fundamental este aceeași poveste. Și un alt lucru, eu nu spun că sistemul ăsta este perfect, n-am cum să spun asta pentru că eu l-am îmbunătățit constant în, în 16 ani, însă dacă e să mă uit motivul pentru care eu m-am oprit, de exemplu să mai fac consultanță de management, unul din motivele importante în afară de faptul că nu-mi plac oamenii și îmi plac câinii, uh, al doilea motiv extrem de important este că în ultimii trei ani de zile sistemul ăsta n-a mai suferit modificări. În orice businessuri am fost implicat, în, fie că erau businessuri de peste 1000 de angajați, fie că erau businessuri cu 30-50 de angajați, sistemul n-a mai suferit modificări, n-a mai simțit nevoia să-l modific cu ceva. Și atunci când mi s-a întâmplat asta, mi-am dat seama, ok, îmi pierd timpul acum. Sistemul este ready funcționează, nu mai am nevoie să fiu implicat constant în 10-20 de companii să văd exact ce poate să funcționeze mai bine, ce pot să mai scot fără să afectez ceva, ce pot să adaug fără să stric productivitatea. Și uh, asta unu, dar doi, eu nu am nicio problemă ca voi, ca antreprenori, să luați sistemul iar apoi să testați și să-l îmbunătățiți. Mă aș bucura enorm de mult. Dar nu să-l îmbunătățiți prin a începe să-l modificați înainte să-l implementați. Prima oară implementați-l la literă. Implementați-l corect. Iar după ce a fost implementat și credeți, crede-mă că dacă există sute de companii care îl folosesc și cresc accelerat în toate industriile, bazat pe sistemul ăsta de management nici ție nu-ți va face rău dacă îl implementezi la, la literă iar apoi după ok, l-am implementat la literă în una, două companii acum vreau să îl îmbunătățesc eu, dar îl vei îmbunătăți dintr-o cu tot o altă perspectivă când îi vei înțelege cu adevărat uh, sensul și de ce fiecare lucru din sistemul ăla există acolo numai uh, E ca și cum te duci la un antrenor de tenis și ăla îți explică cum să, cum să lovești, nu știu ce, lovitură și tu din prima, neștiind nici măcar să faci lovitura aia, te apuci și o îmbunătățești. Nu o să o îmbunătățești. O să-ți faci viața mai grea. Uh, eu asociez foarte mult sistemul TB TBF cu sistemul uh, pe care îl întâlnim în automotiv. Am primii doi ani jumătate de, după ce am terminat facultatea, am lucrat în, în industria automotiv. Și extraordinar de multe lucruri pe care tu le prezinți în TBF sunt făcute cu, cu sfințenii în industria automotiv. De la întâlnirea zilnică, procese, proceduri, maparea procedurilor, etc. Și probabil că Datorită faptului că această întâlnire zilnică era practic gândită, sau nu neapărat gândită, gândită, era bine, dar poate era implementată prost în momentul în care lucram, această întâlnire zilnică se numea SQDCM. Safety, Quality, da. Delivery, bla, bla, bla. Da? Probabil că de acolo mi-am, am eu niște. Dar ăla, ăla e micro, micromanagement, pe mine nu mă interesează aia, pentru că ăla e micromanagement, eu nu fac întâlniri zilnice în operațional, pentru că nu au niciun sens, pur și simplu aduc oamenii acolo într-un loc care nu aduce mai multă performanță și pierd timpul și se frustrează. Asta e ceea ce se întâmplă. De-aia și spun, nu faceți întâlnirea zilnică cu oameni care nu au obiective. Că nu are niciun sens, doar îi enervați. Și își pierd timpul. Întâlnirea zilnică are doar sens cu oameni care sunt responsabili de obiective. Punct. Atât. Dacă îi baci pe okay. aia din operațional, o să urască până mă măduva oaselor ce se întâmplă acolo. Și o să primești într-una de eu nu știu ce promisiune să-mi puneți. Da, bine. Da. Da. Nu, no, eu sper să nu fi deranjat cu această întrebare. Hai, nu, să... dragule, nu ne no. deranjează întrebările. Nu. Ok, bun. Haideți să trecem la următorul. Și dacă fric. ai tu, crede-mă că o mai au mulți alții. Păi de asta mi-a fost frică, că nu sunt <laughs> numai eu. adică nu neapărat că mi-a fost frică. Asta a fost, asta a fost motivul pentru care am zis, bă, chiar dacă nu e o întrebare plăcută, pentru că... Fiecare atâta timp cât ai lucrat la un produs, a avut rezultate, să vină unul din exterior și să spun, doamne, eu văd lucrurile și altfel. Dar nu e o întrebare plăcută din punctul meu de vedere, dar aveam în spate, practic, susținerea celorlalți pe care i-am mm -hmm. mai auzit de-a lungul rândului, că bă, nici ei nu, nu sunt așa puternici, n-au putut din prima. Și atunci mă gândeam că nu mai ajut un pic, ne mai dai o direcție, o palmă. Că da, ce am trecut destul de repede peste ceva care a surprins-o Adrian acolo și aș vrea să înțeleagă toată lumea. Băi, fraților, dacă aveți un lider, lideri, oameni, manageri, oameni în top management, care iau ideile tale sau tu când îți pui părerea, o iau ca pe o poruncă, oamenii aia nu sunt lideri. Credeți-mă pe cuvânt, oamenii aia nu sunt lideri. Eu recrutez un lider pe marketing, un lider pe sales, un lider pe financial și așa mai departe, nu ca să îmi ia ideile mele ca și porunci. Da, normal că mă aștept să ia perspectiva mea în considerare, dar dacă el știe mai bine, dacă el are o idee mai bună, dacă poate să-și asume responsabilitatea pe acel lucru, păi asta mă aștept de la tine. De-aia mă enervează când. Deci, când îmi zice un lider în, în aia de recrutare, îmi întreb, ok, în interviu de recrutare, întreb, ok, ce ai vrea, de ce ți-e frică, ce nu vrei să se întâmple la în noi în companie ca tu să performezi? Și când primul, unul din lucrurile pe care le zice este, nu vreau contraziceri, deci ai zburat instantaneu. Nu vrei contraziceri? Păi din contraziceri facem tot. Vrem liniște și da. pace și fluturași și porumbei. Da, nu vrei contrazicere, auzi după ce am început meseria de inginer, eram, mă trezeam noaptea și vorbeam despre problemele pe care le aveam și prima claritate am primit-o de la un coleg de-a meu. A venit lângă mine și mi-a spus, tu de ce ești angajat aici? Ce post ai? Ești inginer, da. Scopul unui inginer este să rezolve probleme. Noi în fabrica asta avem probleme pentru 100 de milioane de ani. Tu dacă crezi că vreodată le vei rezolva, atunci treci în operațional, mergi mai jos, acolo poate sunt mai puțini. Și l a fost primul, pop, stai așa un pic, nu, e, nu trebuie să, să mergem foarte departe. Bun, asta a fost practic problema cu Deci Autoromo. Ce am scris în... că am început un nou proiect, se numește Conduc Corect, Uhum. Un proiect care să ofere educație rutieră, sper eu, la nivel internațional. Adică îmi doresc să fac niște procese de pregătire uh, pentru toți cei care au școli de șoferi la nivel internațional. Pentru că, dacă procesul de legislație este diferit de la țară la țară, manevrabilitatea autovehiculului este aceeași, indiferent în orice manevrabilitatea autovehiculului este aceeași în orice punct al lumii. Și prima întrebare. Pentru acest nou proiect, ce trebuie ar trebui să fac să am în vedere astfel încât să nu mai modific direcția de la lună la lună? Sau dacă o modific, să nu modific cum am modificat-o în proiectul cu... pe care l-am avut ulterior. Pentru că, așa cum ai spus și tu, nu e bine să schimbi, practic, legile foarte des. Dar dacă ai plecat de jos, de atât de jos încât na, nu putem descrie în cuvinte, și ușor, ușor ai crescut și ai evoluat, nu mai poți să mai faci greșelile care le-ai făcut înainte. Și în acest context aș vrea să te întreb cum aș putea, ce ar trebui să am eu în vedere de ce trebuie să țin cont astfel încât să am o direcție cât mai, cât mai clară încă de la început? Dragule, ură să fac chestia asta pentru că îmi plac antreprenorii care vor să inoveze și care vor să creeze business-uri noi și mai ales cu ideea de a se duce internațional. Însă tu ai acolo proiectul pe care eu l-am înțeles de educație, cum să conduci până la urmă, Corect. Uh, un cursuri uh, uh, uh. ideea este că piața asta va dispărea în următorii ani de ce te duci undeva unde piața asta e pe moarte e pe moarte datorită tehnologiei din mașini partea cu parcarea în câțiva ani va fi 100% automatizată acum e parțial automatizată la mașini mai bune însă încep să vezi la mașini de 20.000 de 15.000 acelea sisteme de parcare lateral, automată și așa mai departe. Lucru care uh, noi să înțelegem ca, ca tehnologie, acolo mai trebuie doar software, pentru că hardware-ul este deja acolo. Mașina se poate mișca, accelera, învârti volan, toate astea singură. Și atunci este doar partea de software care nu mai durează mult. Mai mult decât atât, dacă te uiți la noua generație, noua generație este mult mai puțin motivată și... Uh, uh, cum să zic, crește cu visul de a-și lua carnetul și de a avea mașină și de... Nu mai e. Nu, nu mai e. Noi am fost ăia. Noi am fost ăia că la 13 ani visam mașini. Acum, dacă te uiți la ei, mașina este o unealtă ca mașină. Și în direcția aia merge lumea și atunci unde mă duc cu proiectul ăsta? Înainte să vorbim noi detalii de proiect, unde mă duc cu el? Unde aș vrea să mă duc? Eu sunt conștient că asta este direcția. Aș vrea să, să fie ceva sezonier, nu, nu pe termen lung. Să fie un boom care să aducă suficient profit astfel încât, să, astfel încât să depășească ceea ce am investit. Adică nu, nu, e clar că nu gândesc proiectul pe termen lung, că e posibil să. e posibil da, să se... Da, mi-am făcut și eu niște calcule. Care este numărul de autovehicule din România? Câți bani ar trebui ca toți cei care au autovehicule, care în momentul de față nu se conduc singure, să își cumpere autovehicule care se conduc singure? Cât la sută, câte sute la sută din PIB-ul României ar fi necesar ca oamenii să investească doar în acest lucru, ca să scăpăm de problema asta. Și atunci, eu nu o văd pe termen scurt. Părerea mea. Nu o văd pe termen scurt, o văd pe termen lung. Ce înseamnă termen scurt uh, la tine și termen lung? Uh, nu o văd în 5 ani. O văd în uh, 30 de ani. Practic. Uh. <laughs> văd că în. Hmm, mai... Asta rămâne aici. Părerea mea. Văd că în 30 de ani vor exista. Uh, vom ajunge să avem cel puțin uh, 60% din mașini care se conducă singure pe stradă. Nu zic Dar eu nu vorbesc de mașini care se conducă singure, pentru că cu aia sunt de acord cu tine că va dura, nu sunt de acord cu 30 de ani, dar sunt de acord cu tine că va dura ceva mai mult. Însă eu vorbesc aici de lucrurile importante în conducere, în a conduce mașina. Acolo, datorită tehnologiei, uh, Parcările nu vor mai deveni relevante pentru că mașina se poate parca singură, și acum sunt mașini la 15.000 de euro care se parchează singure. Uh, doi, uh, O problemă pe care nu poți să o ignori este cât de puțin îi interesează, pe, interesează noua generație în a conduce mașină sau a învăța cu adevărat să conducă mașini. Este doar o necesitate. Uh, și 3. Um, nu se va ajunge atât de repede la condusul, la mașina care să meargă 100% singură, dar pe străzi să-și țină banda, să uh, stea în spatele altei mașini, să așa mai departe, toate. Există deja simt. Exact. Eu nu, pur și simplu nu văd, dar dacă tu vezi, și crezi că e important, și crezi că poți să ai un boom, eu nu-l văd sincer, pentru că și mai mult decât atât, de ce mi-aș investi o parte din viață să, să merg pe un proiect care știu sigur că în câțiva ani va muri, în loc să investesc în ceva care știu sigur că în 30-40 de ani încă va fi puternic. Nu ți înțeleg Motivație mot motivații am. Motivație am pentru că mă uit la numărul de accidente de circulație pe care care le care le avem în momentul de față și sunt multe, deci ar putea să aibă un impact asupra asupra da, infrastructura mediului e, în care nu e omul nu e omul. 95% din accidentele de circulație, factorul care este la baza accidentului de circulație este factorul uman. noi A, considerăm... Asta e competitor cu Titi Aur, cu Academia lui Titi Aur? Nu aș vrea să vorbesc despre Titi Aur, pentru că acolo este un produs mascat vin de curs de conducere nu, da. defensivă ca fiind și de fapt e un curs de pilotaj chiar apropo de chestia asta în România s-a dat o lege că va fi, se discută că va fi necesar în cazul în care ți se suspendă dreptul de a conduce pentru că ai făcut nu știu ce prostii să, pentru a-l redobândi să faci un curs de conducere defensivă este concurent dar cu adevăratul sens al Cuvântului conducere defensivă. Da? Nu, încercăm prin conduc corect să oferim o educație a oamenilor astfel încât să-și dorească să conducă corect. Ce înseamnă conduc corect? Adică tu să-ți dorești și să înțelegi de ce trebuie să mergi cu 50 la oră în localități și să înțelegi faptul că indicatorul ăla de 50 la oră reprezintă viteza maximă, nu minimă, da? să înțelegi de ce. Uh, depășirea trebuie să o faci întotdeauna în zone în care este permisă, cum să-ți uh, stabilești traiectoria, cum să te asiguri în oglindă, cum să evaluezi viteza autovehiculelor pe care le ai în oglindă, uh, care este câmpul de vizibilitate, ce înseamnă atenția, cum trebuie dirijată ca să ai o cantitate suficientă de informații cu privire la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Deci nu este doar despre parcări, este. Ok, dar uite, toate lucrurile pe care le-ai spus tu mai devreme, mie, mașina mea le face. Azi. Tot ce ai spus. Ce faci? Tot, ce, tot ceea ce ai spus mai devreme, la mine deci, se fac automat. Când vede okay. indicatorul, Și pornează singură și merge cu 30% un, în localitate. Un, un sistem, vreau distanța... să spun. Un sistem vreau să-l aduc în discuție. Spre exemplu, orice, adică autovehiculul tău, probabil, are un sistem care te avertizează când o altă mașină este în spatele tău pe o bandă alăturată. Da. da? Dar sistemul da, respectiv evaluează o distanță de 20 de metri. Practic, nu poți să le iei în calcul atunci când uh, vrei să intri pe un drum pe care ceilalți participanți la trafic circulă cu 100 de km la oră. Da? Păi Trebuie în să te uiți pentru că el i în calcul și viteza cu care vine mașina aia de pe banda respectivă. Și mașina da. mea face același lucru. N-am... Eu am observat... Nu, în fine. Uh... Recomandarea mea, hai să o luăm așa. Ca să te și ajutăm dacă tu decizi să mergi pe proiectul ăsta. Pentru că până Pro la urmă, asta, ok, noi putem să greșim. Da. Ceastă, ca să ai și cifre, probabil le știi deja, TTIA-ul are 600.000 de euro cifră de afaceri, toată, ca și nivel de okay. business. Dar un, un, o editură din Ploiești, care are o carte de legislație, copiată, practic, jumătate din ea e cod rutier, are 250.000 de euro cifră de afaceri. Deci, practic, interes pentru educație există. Nu, și marja de profit. Aia e doar educația obligatorie. Păi și eu, tot obligatoriu, tot pe lângă obligatoriu o să văd. Pentru că la baza acestui proiect există și o carte care, în care să. Uh, Dragule, uite, discutim. noi nu avem cu nimic cu tine și chiar ne dorim să reușești. Adică exact. nu ne-o luăm nu ne nume. Nu sper să nu o iei, că nu despre asta e. Uh, eu îți voi da două lucruri. Unu, Înainte să iei decizia, să mergi înainte cu proiectul ăsta, du-te și închiriază pentru o zi câteva mașini bune, pentru că câteva mașini de peste 100.000 de euro. Și după asta ia decizia dacă merită proiectul ăsta. Și în ce sens? După ce le-ai închiriat, tu gândește-te că tehnologiile de pe mașinile de 100 ceva de mii de euro în ajungă... Maximul 5 ani o să ajungă pe mașini de 15.000 de euro Și te asigur că asta se întâmplă Pentru că asta ne-au ne arătat Înainte, de exemplu, motivul pentru care mie îmi plăcea uh, s clasul înainte Era simplu Tehnologiile care vor urma să apară pe toate mașinile în 5 ani de zile Prima oară apăreau pe S-Class Și asta s-a întâmplat vreo 30 sau 40 de ani Acum nu mai este așa S clasă nu mai este la nivelul ăla. Dar înainte așa era. Și numai că acum tehnologiile pe care le vezi pe mașini de 100-100 și ceva de mii de euro, în 5 ani de zile le găsești pe mașini de 15.000 de euro. Ăsta este trendul și așa va fi. Pentru că atâta timp cât există hardware-ul, există camerele, există radarele, există chestii repuse pe mașină, restul e software. Și cu software-ul e mult mai simplu. Acum, asta e unul. Uh, Ia decizia după ce faci asta. 2. Cu proiectul tău să nu mai schimbi, să nu mai nu știu ce. Dragule, pregătește-ți gândește un MVP. Nu mai întoarce decizia. Cel mai mic produs pe care poți să te apuci să-l vinzi. Să ajungi cât mai repede la vânzare. Nimeni, nici eu, nici Adrian, nimeni nu îți va putea estima dacă ceea ce tu vrei să faci poate să fie foarte profitabil sau nu, până când o pui în fața pieței. Nu-ți mai întreba prieteni dacă și-ar dori ei, dacă ei ar cumpăra, nu fă prostia asta, că aia nu-i cercetare de piață și o, dăm dă bară, cercetarea asta. Fă un MVP cât mai repede. Am văzut că nu sunt el la nu ce calitate, dar ai început cu videouri de YouTube care au prins, care uh, au vizualizări fă repede un curs repede, nu 3 uh, luni, nu puneți o săptămână, cum numesc eu tabără de concentrare, o săptămână iați un videograf lângă tine, făți o listă de bă, trebuie să învăț pe oameni lucruri astea 30 de lucruri hai să ne apucăm le-am înregistrat, apoi o săptămână de editare, scoate cursul și începi să-l vinzi și vezi acolo, uh, ce poți să faci. Nu cred că este o chestie de viitor. Cred că se poate vinde, mai ales că, sunt, uh, că e vorba de părinți impacientați și atunci când copilul și ia carnetul la 18 ani ar plăti și pe dracu 4 să fie safe. Da? Uh, cred că îți va putea merge, dar nu văd un business mare și în niciun caz un business internațional. În țările în care există o, un sistem, și România se îndreaptă foarte rapid să aibă infrastructură completă pe autostrăzi, uh, în țările în care există infrastructură completă pe autostrăzi, singura problemă mai sunt orașele. Numai că dacă ne uităm la trendurile din orașe, cât mai mult se mută pe trotinete, pe transporturi în comun, pe metrouri și așa mai departe, nu pe mașini. Pentru că toți am văzut că nu este o, o metodă eficientă de a te plimba în oraș. Nu este. Corect. Iar Bucureștiul a câștigat numărul 1 în Europa ca timp de uh, stat în trafic. Suntem geniali. Numărul 1 suntem. Ok. Dacă mai ai timp de o întrebare, te rog. Bun. Cât la sută din cash-ul disponibil în companie putem utiliza pentru a angaja o persoană? Există, dacă există. Sau dacă nu există, cum ar trebui făcut bugetul de angajare? Da, astfel încât să știu că îmi permit să angajez. Mă, la primul nu există și nu există pentru că e vorba de return on investment cu angajările. Tu nu angajezi oameni ca să-ți cheltuie bani, tu angajezi oameni ca să-ți facă bani. Și atunci, întrebarea da. mai bună pentru tine este: în cât, timp omul ăsta, în cât timp omul de pe poziția pe care eu vreau să recrutez devine profitabil? Okay, Aici e ceea dar, ce te interesează. Dar în contextul în care și tu ai spus că cu toate experiența. Um, nu ai un procentaj de 100% în momentul în care angajezi. Da. Și care îi care dai afară după primele trei luni, nu neapărat dai afară. Cei cu care nu mai continui colaborarea, îți aduc o pierdere, presupun, nu? E, uh -huh. pentru mine, ăla e costul recrutării. Costul recrutării. Și atunci, eu, în momentul în care sunt presat de partea financiară, mi-am, să spunem că am definit costul recrutării ca fiind. 20.000 de euro da? sau 10.000 de lei sau 5.000 de lei. Bun? Da. Suma X. Și nu mai am alți bani disponibili în afară de ea. Nu sunt presat la sfârșitul celor trei luni să zic da? Faci rost. Responsabilitatea ta ca și antreprenor este două. Recrutarea și finanțarea. Faci rost de bani. Pe asta, asta întreb, finanțarea, cam la ce nivel ar trebui să fie înainte de a lua o decizie de angajare? Sau trebuie să mergem pe feeling? Domnule, din nou apare întrebarea. În cât timp, după ce omul a trecut de perioada de probă, devine profitabil? Pentru că din asta eu pot să-mi calculez. Dacă eu nu okay. știu în cât timp devine profitabil, eu nu știu cât, ce investiție am așa. eu de făcut. Da? Și atunci eu trebuie să-mi iau, bun, un director de marketing pentru mine, să zicem, devine profitabil în, în 3 luni după perioada de probă. Asta înseamnă 6 luni, de, 3 luni după perioada de probă, eu îi plătesc salariul fără să fac profit. Deci aia îmi trebuie banii respectiv. Și apoi, cel mai rău scenariu este să-mi calculez că voi avea 3 eșecuri în recrutare care mă mai costă încă vreo 3 sau 4 luni de zile pentru că nu o să ajungi cu oamenii ăia la sfârșitul celor 3 luni de zile să încetezi colaborarea deci cel mai multe ori încetezi în prima lună pentru că îți dai seama că omul ăla nu performează da? și atunci ca să testezi alți 3 oameni te mai costă 3 luni de zile plus cele 3 luni de zile de probă ale omului cu care, care, care vei rămâne deci astea sunt în total 9 luni de zile și atunci eu știu că pe mine recrutarea asta mă costă atât. Astea 9 luni de zile. Iar ce -ți dictează dacă îți permis sau nu este cash flow. Iar aici te poate ajuta mult mai bine Adrian. Și ai dat drumul, a dat drumul termen la serviciile financiare sau tot așteptăm? Se lucrează. Se lucrează. Pentru la sfârșitul lunii să fim gata. Bă, să nu se nu lucreze se lucrează, ca, la, ca, la ca, la, drumuri. Nu, nu, nu. Suntem, suntem în în de asta sunt foarte entuziasmat de ce lansează acum Adrian prin termene pe partea de bugetare și uh, uh, previziune pe cash flow, pentru că pe tine de fapt asta te interesează. Te interesează dacă uh, cash flow-ul tău poate susține bugetul ăsta. Nu da. profitabilitatea, nu P&L-ul, că P&L-ul e altă problemă cu P&L. Pe mine mă interesează cash flow poate susține. Și apoi să zicem că asta pentru tine este, nu știu, o recrutare de 2000 de euro pe lună. Da? 2000 de euro pe lună te costă pe tine. Vorbesc aici total costuri uh, lunare cu oamenii respectivi, taxe și așa mai departe. Să spunem că e 2000 de euro. Tu ai 9 luni. Asta înseamnă că te costă 18.000 de euro această recrutare. Corect? Da. Bun. Întrebarea este de fiecare dată, pot să folosesc ăștia 18.000 de euro să am un roi mai puternic? Bun, aici cred că ăsta e răspunsul, părerea mea. Dacă pot să folosesc ăia 18, încă, ajung la... încă sunt la nivelul la care pot să folosesc că ăia 18.000 de euro, să zicem, nu știu, în publicitate, în ceva care să-mi aducă un roi mai mare, realist, decât un om de marketing, să spunem, atunci aia voi face. Dar vei ajunge în scurt timp la un moment în care ăia 18.000 de euro nu o să-ți aducă un ROI mai mare decât recrutarea unui lider. Și atunci ăla e momentul să recrutezi lider. Dacă vrei să o luăm pe calcule, ăstea s calcule. Ok. Uh, pe lângă costul cu salariu, mai sunt și alte costuri. Costul cu training costul cu echipamentele necesare pe activității asta pe, asta trebuie să le luăm de da. De eu am pus trei salarii, Este, mi-ai spus nouă și aici e un, mai pun o modifică, din trei faci ușor nouă. Trei, salarii? Pe <laughs> lângă celelalte costuri, Aia. am spus trei. Da? Știi da? că la început, recrutările sunt foarte riscante. Pe măsură ce compania crește, recrutările încep să scadă riscul, pentru că știi să faci recrutări mai bine, îți crește brandul de angajator, ai resurse, poți să aduci oameni din ce în ce mai competenți. La, la început asta este, aici e skill-ul, și skill tău. Să faci, să faci recrutarea dar în așa fel încât să scazi, în loc să cauți trei oameni, să reușești să... Iaseși sincer, să, sincer să vă spun, în afară de câteva situații în care oamenii au plecat în aceeași zi în care au venit, noi nu am avut fluctuații de personal. Suntem aceiași de la început. Suntem. 8, nu suntem mulți, dar aceiași suntem. Dar nu și te mândri zic, cu asta. Ei, asta nu e păi bine. asta zic, știu asta că nu e bine, a bine. <laughs> da, pentru că am făcut niște compromisuri ca să rămânem. <laughs> exact da, Și aici este. trebuie să mai lucrăm, să mai lucrăm tot deci eu, an eu. de zile m-am lăudat cu faptul că reușeam, am reușit să păstrez aceeași echipă de programare de la începutul proiectului. Până când am înțeles și am ajuns în punctul în care mi-am dat seama cât de multe compromisuri a trebuit să fac? Și că suma acelor compromisuri a fost aproape fatală. Și pentru cum ai scăpat de bolnavă? I-am dat afară. <laughs> La un moment dat, adică în momentul în care nu și-au mai făcut treaba, că era venea, în momentul în care a devenit evident că frustrările acumulate, istoricul, rând, tot contextul era toxic și pentru ei, dar și pentru business și pentru mine, ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că nu merită să duc un business mai departe în astfel de context. Și nu era o problemă a oamenilor, oamenii sunt în continuare am o părere extraordinară despre ei. Da? Pentru că sunt niște oameni foarte faini. Dar a fost o problemă de context pe care cine l-a creat? Eu l-am creat. Și contextul devenise toxic. Pentru că nivelul de, repet, suma compromisurilor pe care le-am făcut, a fost aproape fatal. Se adună compromis la compromis, la compromis, la compromis. Și astăzi avem o, am făcut un refresh pe toată echipa de IT și este o bucurie efectivă în fiecare săptămână când am ședințe sau mă întâlnesc cu efectiv este o bucurie să văd cum s-au schimb, schimbat lucrurile. Da? Deci nu e neapărat un lucru bun care ai reușit să păstrezi oameni. Da, sunt contexte în care are sens. Dacă oamenii cresc împreună cu tine, dacă istoricul nu, dacă nu aveți scheleți în dulap între voi, dar dacă pe pe care le tocat, nu au fost prea mari, dar statistic e imposibil. Exact. Nu cu toți, adică, da, poți unul, doi care vor rămâne alături de tine, dar nu poți să mergi cu toată echipa de la început, să ajungi, că nu se poate, oamenii nu sunt construiți așa. Să ne înțelegem, să facem un audit foarte simplu într-un business. Să ne dăm seama, ok, cât de performant este acest antreprenor. Sunt câteva lucruri simple. 1. Zim cât uh, din echipa pe care ai avut-o la început o ai acum. Ăla e un semn remarcabil. Dacă nu mai are niciunul, nu e bine. Ceva, n-ai cum statistic să nu fi nimerit măcar un om bun la început. N-ai cum. Mm -hmm. Dar partea altă să spună că sunt toți, din nou este groaznic. Înseamnă că antreprenorul ăla nu și urmărește obiective, responsabilitățile și -a mai departe și face multe compromisuri. Al doilea, te duci la antreprenor și îl întrebi, zim ce probleme ai avut ieri. Dacă omul ăla, antreprenorul ăla, începe și îți turuie probleme din operațional, din marketing, din X, din Y, din Z, știi că antreprenorul nu știe să facă management. Pentru că managementul corect înseamnă că eu de fiecare dată răspund, bă, vă gândiți-vă la top managerii voștri că la niște gardieni. Ăia trebuie să oprească problemele care vin din companie să nu mai ajungă la voi. Dacă, dacă tu ai gardieni care lasă pe toată lumea să intre cum vor în, la tine în birou, păi, atunci la ce dracu mai e gardien? O să și unul și o se detoneze cu bombă cu tot. Ăstea <laughs> sunt câteva lucruri simple. Iar apoi îl întreb cum își petrece ziua. Cum își petrece ziua și săptămâna. Și ei fiecare lucru pe care el spune că își petrece timp. Și te apuci și zici, ok, câte ore acolo, câte ore acolo, câte ore acolo, câte ore acolo. Ăsta e un exercițiu care recomandă oricărui antreprenor. Și apoi, iei fiecare lucru și îl categorisești. Ăsta este în creștere și este în responsabilitatea de antreprenor, sau Ăsta este în creștere, dar nu este în responsabilitatea de antreprenor, sau Ăsta este în operațional. Dacă ai mai mult de 30% din timp petrecut în creștere, dar nu este în responsabilitatea de antreprenor, și în operațional, din nou ai o problemă tu ca antreprenor sunt câteva lucruri simple de a face un audit uh, personal al tău de antreprenor să vezi dacă faci ceea ce ar trebui să faci. Da. Și o să te distrezi și tu când, când le vezi. Și Adi, Adi a zis o chestie foarte bună, că tu ai întrebat, ok, cum? Cum ai scăpat de aia? Și el a, a zis-o în stilul lui caracteristic. Simplu. Am concediat. Dar poate părea simplu, dar este exact ceea ce ai nevoie să faci. Pentru că aia te schimbă. Știi de ce te schimbă? Pentru că îi dai afară, ești nevoit să recrutezi alții și îi vei găsi, nu-ți fă probleme. Când ești nevoit, găsești. Vei fi nevoit să recrutezi alții și apoi, peste câteva luni, îți dai seama, au, firma mea e mai bine decât era. Și atunci se face switch-ul cap. Deci, ok. Deci nu e chiar așa cum încerca mintea mea să mă mintă pe mine. Dar până nu face aia, nu. Și e ce? Și lor le e mai bine decât le era în companie. Cum dracu? Păi... cred Că nu au... Mult mai bine poate, că e win-win din toate părțile, din toate punctele de vedere. Și sincer, subiectul ăsta cu concedierea o să tot discutăm despre el. Din păcate, mulți ani de acum înainte, pentru că este o problemă mare la noi. Acum eu înțeleg sfatul vostru, dar vă dați seama că nu o să mă, aduc, mă duc în birou și să le spun plecați hashtag toți. <laughs> hashtag marți. Dar nu asta am Pentru scur, că aceasta. nu dar o nu văd ca fiind. fi. acum... Exact a... Nu, corect. Eu nu deci văd nu ca nu trebuie să dai oamenii afară amen. de dragul că să -i exact, dai afară. corect. Eu, dacă nu am motive și consider că în momentul de față toată lumea își face treaba bine, poate ăsta este momentul pentru că, adică mă aflu în context în care nu sunt suficient de mare astfel încât să am o de personal. Ceea ce am fluctuații de Dacă peste 10 ani de zile tu ești tot cu oamenii ăștia, toți alături de tine, atunci ai o problemă. Asta ok, da, am înțeles. Bun, aș vrea să Astăzi mai pun o, o întrebare cu privire la uh, angajări. Putem defini un minim de pro profitabilitate pe care trebuie să îl avem de la un anumit angajat și care ar fi categoria cea mai profitabilă pe care noi o definim ca fiind cea mai profitabilă, junior, middle sau senior? Oamenii seniori sunt cei mai puțin profitabili. Ma, seniori și cu vechime. Uh, cei mai profitabili oameni dintr-o companie sunt cei care au trecut de junior la tine în companie. Aia sunt cei mai profitabili. Dar n-au ajuns încă la senior și cu vechime. Pentru că e, e un middle ground. La început îi plătești puțin, dar nici nu au o productivitate prea mare. Și atunci, ei nu sunt foarte profitabili. Apoi, încep și învață, au productivitate mare, dar încă nu îi plătești foarte mult. Dar cu cât crește vechimea și senioritatea lor, cu atât ești nevoit să îi plătești din ce în ce mai mult. Și se ajunge la un punct în care mai bine ai doi middle decât unul senior și cu vechime, pentru că te costă mult mai mult. Asta e calculul simplu. Acuma, cum calculezi tu profitabilitatea oamenilor, acolo este vorba de cum calculezi productivitatea. Și productivitatea în funcție de companii, cifră de afaceri per angajat, cifră de afaceri per angajat per oră sau marjă per angajat per oră sau uh, marjă per angajat dintr-o anumită echipă per oră și așa mai departe sau EBITDA dacă te interesează scalare. Ok. Da, asta e modalitatea în care calculezi productivitatea. Profitabilitatea vine după, abia după ce știi cât îți scoate un om pe oră. Ok. Cel puțin eu recomand ca în businessurile mici să nu se facă la nivel de companie. Că... Cifra de afaceri, product productivitatea să fie raportată la cifra de afaceri. Să fie raportată strict la ceea ce a produs omul. Că tu poți da un exemplu cu la noi. Noi putem să, la școala de șoferi, putem să primim comenzi de servicii într-o lună de 100.000 de lei, dar practic noi să. Producem, adică ore efectiv cu oamenii și celelalte, uh, celelalte servicii pe care le facem și pe care ne am stabilit că au aport în productivitate de 40.000. Și atunci e bine să, când ai o companie mică, din punctul meu de vedere, e bine să faci productivitatea și profitabilitatea pe fiecare om în parte, dacă vrei să urmărești indicatorul ăsta. Nu. No. Nu? No? Ok. De ce ai face asta? Care e motivația din spate, că nu înțeleg. Motivația din spate este că la sfârșitul anului vrei să dai înapoi oamenilor care au lucrat mai mult, care au adus un profit mai mare. De asta știi lunar din responsabilități și obiective, unde e de ce trebuie să aștept la finalul anului. Noi calculăm în fiecare lună care este profitul adus de fiecare om din operațional. Eu și nu știu cum se a... separi tu, pentru că ei sunt legați unul de celălalt. Cum cum, cum separi tu profitabilitatea unei singure persoane? Că persoana aia depinde și de la de la Sales, și de la marketing, și de la de la. Adică nu sunt separați, nu, fiecare business-ul lui. Uh, corect, corect. Sunt anumite lucruri pe care nu le introduc în calcule. Mă refer doar la cei care lucrează în producție, nu cei, uh, cum să spun... Ah, ok, calculezi pe producție, la fel cum calculezi pe vânzător. Te interesează per pe vânzător, normal că te interesează profitul adus de fiecare vânzător în parte. Da. Și la fel poți să... Că asta am și zis, am zis, poți să separi productivitatea și pe departamente. Da? Adică departamentul de producție... Cât a produs, suma de care a produs, la câți oameni uh, sunt acolo pentru a se produce acel, uh, acel lucru. Și în funcție de media și unde vrei să fii și ce standarde de productivitate ai în companie, poți să-ți dai seama. Pentru mine, productivitatea este un lucru de control uh, și care apoi dictează de multe ori obiectivele. Pentru că tu trebuie să știi câteva lucruri, la fel cum zice și Adrian. Trebuie să știi câteva lucruri. 1. trebuie să știi care e, media de care e media productivității în industria ta. Da? Să știi, ca să ai cu ce să te compari. Că dacă n-ai cu ce să te compari, e tot aia. Apoi, trebuie să știi, ok, productivitatea ta, la cât ești acum. Acum, dacă Productivitatea ta este mult mai sus față de medie. Asta înseamnă că nu folosești destul cash. Că nu recrutezi cât de mult ai putea. Pentru că o productivitate mult prea crescută nu e un semn bun. Înseamnă că tu ai un loc foarte mare de creștere, dar tu nu recrutezi. Și atunci ai o productivitate mult prea mare. Și asta îți blochează cifra de afaceri. Dar când este invers și ai o productivitate mult mai jos decât media asta înseamnă două, câteva lucruri 1. oamenii tăi nu au procese și proceduri sau nu le respectă oamenii tăi nu au roluri și responsabilități sau nu le respectă 3. oamenii tăi nu au training 4. nu se concediază și se recrutează cât ar trebui Ăstea sunt ceea ce se întâmplă acolo that's it. dar nu aș împărți pe rom păi, tu îți dai seama ce crezi la tine în cap ca să scalezi business-ul ăla? Să după aia să fiu să manageriez profitul care mi-l creează fiecare om în parte? Te obligi pe tine, îți obligi ție mintea să te păstreze mic. Că nu mai vrea încă 10 angajați să îi le calculeze la fiecare profitul? Nu. Și asta, uite, e și o problemă din marketing. Uh, văd că iau excepțiile, antreprenorii și marketerii iau excepțiile și uh, încearcă să le transforme pe alea în reguli. Și da, dar uite, omul ăla care a intrat la mine pe site uh, cu noile schimbări pe site s-a plâns că, buto că sunt prea multe butoane de cumpărare pe landing page. Interes... Uită-te la stat... statistic la tine pe landing page. Convertește mai bine? Da. Bun, atunci unii o să se mai și supere, e normal. Același lucru trebuie să te uiți și la tine în companie, chiar dacă ai 10 angajați. Păi, statistic, unde știu cu productivitatea? Nu pe fiecare în parte. Da. Bun. Eu vă mulțumesc mult pentru timpul acordat, sper că discuțiile avute să fie beneficii și pentru uh, comunitatea TBF uh, și vreau să spun că m-au ajutat foarte mult podcasturile pe care le-ai făcut, începând cu alea înregistrate doar audio, mea uh, nu aici fac o glumă, zicea, iar îl ascult pe Isus. Stai, frate, că nu Iisus. Stai, e Isus, stai, persoană care place, adică suntem pe aceeași direcție. Ea nu e cu chestiile astea, e altă, din altă, din altă... Câte femei mor pe mine? Sute, mii. <laughs> Ai stricat viața bărbaților lor. <laughs> Da. Mă uit la, la statisticile de pe YouTube la podcastul ăsta <laughs> și 80% din public masculin. Burbați. 80%. Să știi că nu știu dacă te mai uiți la podcasturi România, e un podcast care e destul de viral, făcut de mihai Bobonete mm -hmm. și are câteva lucruri acolo, cel puțin modul în care își, își promovează canalul, mie mi se par demențiale. La fiecare început de podcast sunt, sunt, suntem foarte mulțumit de milioanele de like-uri pe care mi le-ați dat. Scuze, nu milioane, sutele de mii, scuze, cele 100 de like-uri. Adică are niște chestii așa care, nu știu, cel puțin pentru mine a fost foarte Dragule, e și... și bun. E, e foarte bun om. E, da. e și funny al dracului de fanii și e și interesant ca om și relaxant, da dar totuși sunt alte publicuri țint la entertainment Încă o dată vă mulțumesc mult și vă doresc mult succes în toate proiectele pe care mulțumesc. le aveți. Și noi ție, dragule, na, sper că uh, nu lua nimic din ce am spus noi ca lege testează-le pe propria piele dar... Și prova wrong. Da. prova strong, Că nu am văzut bine. Dar cu sistemul de management, rugămintea mea pentru binele tău, implementează-l așa cum a fost gândit și apoi arată cum pot să-l îmbunătățesc. Dar după, nu la început. Nu-ți da cu... Aș avea o sugestie de îmbunătățire pe care tot, am văzut-o tot, în, 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 în automotiv. Practic, Obiectivele de jos în sus erau făcute sub formă de jocuri. Fiecare persoană care avea capacitatea de a aduce o îmbunătățire, neapărat fiecare rol care ar fi putut avea capacitatea de a aduce o îmbunătățire sistemului, era obligat să facă un workshop. Un workshop în care să prezinte o, un, un proiect bazat pe date, uite, eu voi face acțiunea asta, care în momentul de față se face așa, mai departe voi implementa lucrurile da, este XYZ strate, și mă aștept la din, din, din rezultat băcate, de. Din păcate nu mai avem mult timp, știu, este strategia da. din OKR, așa a fost construit OKR-ul, așa a fost gândit de către, uh, uh, uite când mai vine numele ăsta de la IBM. În fine, așa a fost gândit OKR-ul și este în sistemul de management. Fiecare manager, fiecare lider ar trebui să ceară propuneri de obiective de la, înainte de trimestrială de la oamenii lui, iar apoi să le filtreze și să vină cu propuneri de obiective la trimestrială. Vin de jos în sus propunerile de obiective, doar la trimestrială se discută și se acceptă. Așa că mai urmărește puțin, nu știu dacă ai cursul. Uh, dacă ai cursul, mai urmărește puțin că explic foarte bine uh, acolo partea asta. Că trebuie să vină propunele, trebuie să vină de jos în sus, dar în același timp de sus în jos trebuie să vină aprobarea pe strategie pentru că altfel fiecare merge la unde crede el că e important. Iar poate pentru compania ta nu este important customer care-ul pe cât de importantă este viteza de livrare dacă ai strategia ta pe termen lung. Și atunci degeaba ție s -ți vin obiective unde să pui resurse în customer care când tu ar trebui să pui resurse în altă parte. Din păcate trebuie să încheiem, dragule. Mulțumim foarte mult uh, și sper să ne mai reauzim. Spor mare și mulțumesc, Adrian. Mulțumesc, Răzvan. Vorbim. Pa, pa. La